Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Începem ZF deschiderea de astăzi și discut în continuare cu Mihai Nichișoiu, business strategist în cadrul Tradeville, cel mai activ broker de retail de la Bursa Românească. Mihai, salutare, bine te-am regăsit! Salut, Tibi, și celor care ne urmăresc! Înainte de toate, Mihai, aș vrea să trecem puțin prin ședința bursieră de vineri, când vedem că indicele principal beta a urcat cu 0,75%, practic a treia ședință pe plus și un nou maxim istoric de 11.591,5 puncte pe o lichiditate totală de 53,4 milioane de lei, încă sub media zilnică a anului. Practic, din ce am calculat eu, beta a încheiat săptămâna trecută, prima săptămână din mai practic, cu un avans de 1,7%, iar de la începutul anului figurează cu un plus de 18,2%. Mihai, dacă analizăm indicele BET, care tot doboară record după record, avem chiar toate cele 17 acțiuni ale indicelui pe plus, de la 3% pentru Digi la 88% pentru Teraplast în primele 4 luni. O evoluție frumoasă, aș spune eu. Cum vezi această creștere a bursei de la București și ce preconizări ai în continuare? Finalul ședinței de la BVB s-a suprapus peste debutul ședinței americane, un debut foarte, foarte bun imediat după publicarea cifrelor privind piața muncii din Statele Unite pentru aprilie. Avem o perioadă foarte, foarte bună pe bursă, am avut un început de an foarte bun, de altfel și comparațiile față de perioada similară a anului trecut sunt foarte bune în privința BVB și în privința burselor internaționale. Deocamdată piața și-a găsit oarecare stare de confort care se suprapune peste o scădere a volumelor de tranzacționare, nu doar aici, ci pe toate bursele importante. Aș vrea să te întreb și de asta puțin mai târziu. Mai întâi aș vrea să te întreb cum vezi lucrurile pe plan extern, cum stau lucrurile acum și care ar fi perspectivele. TV, am oferit în ultimul an burselor aproape toate motivele să crească. Da. Și asta este exact ceea ce se întâmplă. E foarte greu să oprești trendul ăsta ascendent. Perspectivele, cel puțin pentru următoarele câteva săptămâni, este posibil să ne întindem de asemenea în perioada de vară. După părerea mea, sunt foarte optimist și aici la București și pe bursele internaționale. Avem în continuare un sprijin uriaș din punct de vedere fiscal la nivel internațional. Avem un sprijin cel puțin la fel de important din punct de vedere monetar. Există lichiditate din plin, costul acestor bani este în continuare foarte scăzut. Interesul pentru bursă de asemenea a crescut foarte mult în ultimul an și este vorba despre un interes al unor investitori, nu ne spune mici, din partea unor investitori ca mine și ca tine și ca noi. Prima dată când se întâmplă această apropiere foarte pronunțată de bursă, cred în ultimii 15 sau 20 de ani. Revin la sesiunea de vineri și o să citesc următoarele tabele, pentru că am remarcat același lucru pe care l-ai remarcat și tu mai devreme legat de lichiditatea scăzută. Avem în topul celor mai tranzacționate acțiuni Banca Transilvania, tranzacții de 13,4 milioane de lei, o apreciere de 0,8% acțiunilor. Fondul Proprietatea, 10,5 milioane de lei, un plus de 0,23%, și Teraplast Bistrița, 4,3 milioane de lei, avans de 1,3%. Teraplast cu acest avans se află și în topul creșterilor, pe locul 3. Pe primele două se află Romcap Târgu Mureș, plus de 2,7% pe tranzacții de 131.000 de lei. Și OMV Petrom cu o creștere de 1,9% pe rulaj de 3,14 milioane de lei. Iar la polul opus, farmaceutica Remedia are o scădere de 1,2% pe tranzacții de 334.000 de lei. Bitnet Systems a scăzut cu 0,41%, tranzacții de aproape 114.000 de lei.
iar Rompetrol Well Services a avut un minus de 0,32% pe rulaj de 73.300 de lei. Mihai, așadar, indiferent de dinamici, ce nu pot să nu observ este lichiditatea scăzută pe emitenți pe care observăm de altfel în ultima perioadă în general. Dacă eliminăm cele mai lichide trei acțiuni, de exemplu în ședința de vineri, rămânem cu rulajul la jumătate. Cum motivezi această apatie, să-i spun, a investitorilor și ce te aștept să îi readucă în piață? Da, nu știu că aș spune neapărat apatie, pentru că nu interpretez fenomenul ca fiind unul neapărat negativ. Să știi că se întâmplă la nivel internațional acest fapt, dar e o evidență a scăderii volumelor de tranzacționare. Probabil că, nu știu, în loc de apatie, aș spune comoditate sau confort. Și volatilitatea a scăzut foarte mult. Adică am avut o imensă criză care a agitat apele în urmă cu un an. Am avut pe urmă niște anunțuri în privința politicilor fiscale, politicilor monetare, care de asemenea au agitat apele anul trecut, la începutul acestui an. Răspunsul a fost mereu o creștere a volumului de tranzacționare suprapusă peste o creștere de volatilitate. În acest moment, lucrurile liniștindu-se și intrând pe un trend destul de bine consolidat în mod ascendent, este firesc ca volumele să mai scadă. Asta dacă le comparăm cu ceea ce s-a întâmplat în, nu știu, urmă cu 6 luni sau 12 luni, dacă vrei să le compari cu acum 4-5 ani, e cu totul altă poveste, mai ales la București. Da. Însă scăderea volumelor mi se pare un fapt normal, este și sezonier, probabil că aceste volume de tranzacționare vor continua să scadă pe măsură ce ne îndreptăm către vară. Pe de altă parte, acum un alt subiect, avem un raport la T1 2021 de la EY Global IPO Trends, din care reiese că în primele 3 luni din acest an pe piața IPO-urilor la nivel global s-au înregistrat un număr record de 430 de tranzacții, un plus, o creștere de 85% față de primele 3 luni ale anului trecut, prin care au fost atrase capitaluri de 105,6 miliarde de dolari, plus 271%, deci o valoare de peste 3 ori mai mare față de T1 2020. Cum ți se par aceste cifre? Cum motivezi acest apetit pentru listări până la urmă? Din nou, mi se pare foarte firesc. Păi dacă nu vii să te listezi acum la bursă, Tibi, când? Când sunt bani în piață, când și deschidere din partea antreprenorilor. Absolut, deci toate lucrurile s-au armonizat într-un mod aproape perfect pentru ca o companie să vină la bursă. Și nu vorbim doar despre niște listări spectaculoase de bursa americană pe care le vedem aproape zilnic, vorbim și despre niște listări spectaculoase la Bursa de Valori București. Mi se pare a fi un fenomen firesc, este perioada perfectă pentru o listare la bursă, nu doar din perspectiva condițiilor de piață, însă și de cealaltă parte a taberei, interesul investitorilor a crescut foarte mult. Și de asemenea, procesul în sine, cel puțin din punct de vedere tehnic, a venit să finanțezi fie printr-o emisiune de obligațiuni, fie printr-una de acțiuni, tehnic vorbind, a devenit un proces foarte simplu. Subscrierea de asemenea oferte se întâmplă online, se întâmplă de pe un telefon mobil, oriunde ai fi, din nou, foarte simplu. Repet, e o perioadă perfectă pentru listări. O să-ți completez statistica ta cu alta care vine în aceeași linie. La nivel internațional, de la începutul anului am avut 875 de listări cu valori de cel puțin 1 milion de dolari peste tot în lume. De fapt, atât numărul listărilor în 2021, cât și valoarea acestora sunt cele mai mari din ultimii cel puțin 26 de ani. Da, și așa cum spuneai, și în România am avut în ultima perioadă un număr impresionant de listări, atât de acțiuni cât și de obligațiuni, și se observă așa o deschidere mai mare atât a antreprenorilor cât și a investitorilor vis-a-vis de bursă. Chiar în ediția anterioară a acestei emisiuni spunea Ștefan Muzgociu de la BVB că doar în primele 4 luni la bursă s-au derulat 18 runde de finanțare și că până la finele anului sunt așteptate încă pe atât. Dintre acestea, inclusiv Tradeville a intermediat o serie de finanțări. Lucrați în prezent la astfel de proiecte?
Lucrăm și chiar zilele acestea avem în derulare un plasament foarte interesant de obligațiuni corporative. Noi am venit după un 2020, noi mă refer la TradeView, un an 2020 în care am intermediat peste jumătate din plasamentele private de acțiuni și obligațiuni la Bursa de Valori București. Începutul de an a fost încă și mai aglomerat. Au fost mai puțin de 8 companii, una mai diferită decât cealaltă, care au reușit prin noi finanțări de succes și, în același timp, debuturi spectaculoase la bursă. Domenii foarte diferite, pe care nu le-ai fi văzut în urmă cu câțiva ani la București. Vorbesc despre tehnologie, despre servicii online, imobiliare, agribusiness, bricolaj, lifestyle. Am avut de asemenea 3 recorduri succesive, din ce mi-amintesc eu, pe piața aero, chiar la început de an. Da? Succesiunea asta m-am bricolat și apoi a venit SafeTech Innovations și apoi, în sfârșit, cu un al treilea record absolut, Agroland, pe 1 martie, cu un volum de cât 14 milioane de lei tranzacționați în prima zi la bursă. Pentru viitor, cred că următoarele câteva săptămâni, inclusiv vara, vor fi foarte aglomerate la TradeView. Avem în continuare un număr destul de important de plasamente pe care le pregătim. Companii cel puțin aproape de interesante, precum cele pe care le-ați văzut până acum, și domenii de asemenea la fel de variate. Vor fi companii din tehnologie, pot fi de asemenea din transporturi, imobiliare, alimentație bio chiar, și ar putea să fie și una dintre bănci. Dar mă aștept la câteva luni foarte aglomerate, foarte intense din punctul ăsta de vedere și, din nou, este o perioadă foarte bună pentru finanțări la bursa noastră. Interesant, așteptăm și noi să scriem despre aceste companii. În ceea ce privește piețele de acțiuni, ce riscuri vezi în continuare? Ce crezi că merită atenția investitorilor? Ca și riscuri. Nu cred că pandemia mai este un risc de luat foarte serios în considerare pentru 2021. Cred că revenirea foarte importantă a economiilor și a burselor începe să fie un risc. Pentru că poate să antreneze o reacție în revers din partea autorităților comparativ cu ceea ce am văzut anul trecut în 2020. Lumea citează riscul inflației, pentru că toată lumea se uită la niște cifre și la o cifră în particular foarte importantă. Faptul că toată masa de bani în circulație în statul înainte, toată masa de dolari în circulație a crescut cu 25% anul trecut față de 2019. E bine, creșterea asta nu s-a mai întâmplat nici când în istoria statelor Unite. Și atunci este justificat să te gândești imediat la un risc de inflație la orizont. Pe termen relativ scurt, imaginea totuși este mai nuanțată, pentru că, într-adevăr, sunt mult mai mulți bani în sistem, însă, de asemenea, viteza cu care acești bani circulă în sistem este cumva în oglindă, este la un minim record zilele astea în statul. Deci banii sunt creați, banii sunt tipăriți, dar ei nu circulă în economie. Și atunci imaginea asta unei inflații explozive pe termen scurt ar trebui nuanțată în mod. Dar este clar că vis-a-vis de o perioadă mai lungă de timp, inflația poate fi un pericol. Aș fi foarte atent la semnalele pe care le dau băncile centrale, pentru că acestea au jucat un rol, zic eu, esențial în 2020. Noi vorbim despre performanțele astea și despre noi maxim record și datorăm foarte, foarte mult în tabloul ăsta macro băncilor centrale. Atunci aș fi foarte atent ca nu cumva până spre finalul anului să existe o schimbare de atitudine de la o imensă generozitate către ceva mai puțină generozitate din partea băncilor centrale. Ok, prin urmare, cum sfătuiești un investitor să se poziționeze în perioada următoare? Ce strategie să aibă?
Cred că cea mai inspirată și înțeleaptă cale ar trebui să fie diversificarea, pentru că am văzut recent niște episoade, mă refer în particular pe bursa americană, episoade în care chiar și pe piața asta care continuă să înregistreze constant maxime record. Uite, indicele Dow Jones Industrial Average e la câte la record? La 24-lea record acum în 2021. Ei bine, în 2019, în întregul an 2019, indicele Dow Jones Industrial Average a postat 22 de maxime record. Am depășit deja acel număr în doar 4 și un pic anul ăsta. Cu toată piața asta care merge în mod hotărât în sus, dacă te uiți la toate episoadele mai puțin fericite de investiții pe bursă în ultimul timp, s-au întâmplat pe investiții super concentrate și în general pe companii destul de exotice și acolo unde investitorii și-au asumat un risc foarte mare de pierdere. Așa încât că cred că mai ales de acum încolo, ca la unor investiții diversificate, ca la unor portofolii ceva mai deschise către un număr mai important de companii și către companii cu niște perspective foarte serioase, ar putea să fie mai înțeleaptă. Bine, Mihai, îți mulțumesc mult pentru discuție. Pe data viitoare. Și eu mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii ZF Deschiderea de astăzi. Alături de mine, prin telefon, a fost Mihai Nichișoiu, business strategist la Tradeville. Vă mulțumim mult pentru atenție și fir întins la investiții profitabile. Ai Alef News. Știu ce spun. Un simpatizant Tauri a amenințat cu moartea mai mulți intelectuali. Dorm liniștit, poliția nu face nimic. Știu ce te interesează. Conflictele se țin lanț între PNL și USR Plus. Coaliția funcționează foarte bine. Pierdem cu toți, pierdem timp, pierdem investiții. Știu cum să te fac curios. Planeta este într-un moment de primejdie. Sacoșa de rafie costă $700. E greu pentru noi femeile să mai alegem bărbați. Știu cum să te emoționezi. România nu e în stare să facă un transplant de plămâni. Singurul spital care făcea asta nu și-a renoit acreditarea. România a făcut doar 8 transplanturi. Știu să conving. Am fost mai tare în coajă în seara asta. Știu să câștig. Să știi că am stat un pic cu sufletul la gură, nu știam cum să vă departajăm. Știu, deci știi. Băieți, ați făcut treabă bună și în seara asta. Știi ce zic? Știu. Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă.